Rară Șelici, câte mii de portrete ai făcut până acum? În 4 ani deja de proiect s-au strâns aproape 5.000. Sunt sigură că s-au așezat pe băncuță la un moment dat și oameni care poate nu erau așa de deschiși din prima sau nu știau ce să facă. Cum ai trecut peste bariera asta cu ei? Eu n-am trecut. Ei, în primul rând, au trebuit să treacă. Eu am luat totul natural, adică încerc să văd cumva oamenii la fel, să nu fac diferențe și cumva aceeași stare să o am eu în fața lor, ca să se deschidă. Am persoane care îmi scriu, mă, nu m-am regăsit în poză și totuși an de an vin. Eu aștept momentul ăla în care să se regăsească. Cum te gândești să continui cu proiectul ăsta? Deocamdată mergem pe același stil de close-up și alb negru și sper eu în viitor, dar mai așteptăm un pic câțiva, poate nu-i momentul, să facem și o expoziție cu toate, adică de la primul an până când va fi momentul respectiv. Asta încerc prin portretele de la 1000, să arăt că toți suntem buni, toți suntem frumoși, indiferent de ce trecut avem sau ce griji actuale avem și așa mai departe. Am câteva mămici care au venit la 1000 și erau gravide și în următorul an l-am adus să-l și vezi. Și deja poți să vezi și evoluția unui om și a unui copil, mai ales la copii, că imediat se schimbă când sunt mici de la o zi la alta. Apoi de la un an la altul, imediat vezi trăsăturile. Pentru mulți e și o tradiție în familie, să vină în familie. Cu copii, cu părinți, unii au venit și cu bunicii, să aibă toți un set de portrete în familie. În momentul în care vii la o poză că vrei și nu te trage cineva de mână că hai să-ți fac o poză, hai să fac o poză, cumva îți dorești și vii cu altă deschidere față de omul care îți face fotografia. Și atunci pot să surprind eu, de exemplu, mult mai ușor starea naturală a unui om. Un cuvânt care se descrie 1000 de portrete. Umanitate.